pe piața petrolului există în momentul de față sancțiuni la adresa Rusiei, care practic sistează importurile, cel puțin cele maritime, către România. Avem sistarea importurilor de produse petroliere, cel mai tare afectează pe noi aici dieselul, motorina. Din punct de vedere al gazelor, avem încă tranzitul prin Ucraina și tranzitul prin valuta Turk Stream, care încă funcționează în Europa. Tot ce se importă prin nord în momentul de față a fost sistat. Iar din punct de vedere al energiei electrice, avem în continuare prețuri destul de mari. Va urma o discuție foarte interesantă la nivelul Uniunii Europene despre reformarea mai profundă sau mai puțin a modului de funcționare, a designului de piață de energie electrică. Dar ar trebui să spun și că precipitațiile destul de scăzute din această iarnă vor duce cel mai probabil la condiții de secetă în vara care urmează și am văzut deja în vara anului 2022 ce înseamnă asta pentru producția din hidrocentrale, dar mai ales pentru producția din nuclear, unde au fost foarte mari probleme în Franța.